Dacă sunt mai mic, toate trebuie să le lase după mine. Ce să fac? Asta este. Am vrut să vă zic pace vouă, frați și surori. S-au cântat două cântări, cred că ne-am înviorat. Știu că sunteți trudiți, știu că este obositor, știu că sunt aici frați care sunt mult mai în vârstă ca mine, care ar merita să fie aici și să ne vorbească. Probabil că ați ales ca să vorbesc eu, frați de aici, de la Călinești, poate că sunt mai tânăr sau știu eu de ce, sau sunt prieten cu frați de aici. Oricum aș vrea să vă asigur că nu vreau să vă spun altceva decât tot ce stă scris în Cartea lui Dumnezeu. Dacă aș încerca să spun altceva, n-aș avea aprobarea lui Dumnezeu și n-aș putea să vă spun nimic. Așa ne spune Petru în epistola sa, dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Încă de la început, textul care a fost citit din mană a fost foarte interesant. Și în fugă aș vrea să amintesc că mi-au plăcut toate și eu eram mulțumit să mă duc acasă fără să zic un cuvânt. Și ziceam, s-a meritat să fiu cu frață și surorile. În mană era acolo scris că să fim atenți, să corectăm foarte rapid orice am observa atât în învățătură cât și în comportare. Așa s-a spus. Am reținut bine atunci. Oare de ce? Dacă nu suntem din aceia care să corectăm rapid în învățătură și în comportare, înseamnă că ne-am obișnuit și am făcut o tradiție umblând la adunare. Supăr pe cineva că spun asta? Nu cred. Ăia care au urechi de auzit se duc la adunare să corecteze tot mai mult acolo unde au de învățat ceva. Cred că cei temători de Dumnezeu despre care s-a vorbit aici, Dumnezeu le deschide inima. Și la cei ce au mers la Emaus, au făcut un pic de aluzie Domnul și la minte. O zăbavnici cu inima, când este să pricepeți. Adică trebuie să priceapă cu mintea ce spun profeții. De ce oare amintește mereu inima? Frații spun că prin proverbe spune că de acolo ies izvoarele vieții. De acolo vine plăcerea, plăcerea de a face un lucru. Dacă noi avem plăcere de a respecta regulile lui Dumnezeu, atunci suntem din aceia care avem inima deschisă. La cuvântul lui Dumnezeu, la regulile lui Dumnezeu. Sigur că fiecare din noi ne gândim, mai ales cei care prezintă din cuvântul lui Dumnezeu, mi-a plăcut de un frate care l-am cunoscut și zice, bă, noaptea înainte de a da câte un discurs, eu nu dormeam puțin. Și m-am gândit, oare de ce? Și voi veți ști. Dacă dai o învățătură potrivită cu adevărul, într-o zi vei auzi cuvintele. Bine, serv bun și credincios, ai învățat ce trebuie. Zicea Pavel lui Timotei, ia bine la învățătură, la studiere și la hrana care o dai la alții. Cum le spui, ce le spui, ce le areți?
De ce? Că trebuie, că așa să faci ca să te mântuiești întâi pe tine și apoi și pe cei ce te ascultă. Dacă procedeul este asemănător și suntem atenți la ce învățăm, atunci nu ne ducem numai de formă la adunare. Ne ducem cu gândul ca să învățăm cum să trăim, cum să umblăm, cum să fim, să avem aprobarea lui Dumnezeu. Și sigur, și eu mă gândeam peste săptămână, dacă am să ajung acolo, și mă și rugam, uite cum mă laud, că dacă o ajunge și a fi voia lui Dumnezeu aici, voi vorbi despre adevăr, dar atât o vorbi, frață, de adevăr, că încă eu nici nu știu dacă mai am ce spune. Fratele de la Cluj o amintit calea, adevărul și viața. Oare de ce am vrut să vorbesc despre adevăr? Adevărul sfințește. Adevărul te face slobod. Așa a zis Iisus. De ce te face slobod? Noi suntem robi, suntem stăpâniți de poftele, patimile și plăcerile noastre. Dar adevărul ne învață să fugim de omul cel vechi care se strică, să ne înnoim mintea noastră după acest dreptar al cunoștinței. Dar mulți creștini nu fac păcat. Zicea un frate, nu e important că nu păcătuiește. Eu zic că e foarte important. Cine nu face păcat, e foarte important. Dar dacă nu-și curățe spiritul, zice apostolul Pavel prin epistola sa, haideți să citesc, că cred că îl găsesc repede. Uitați aceea aproape, în Corinteni, dacă nu greșesc, în capitolul 7, prin 2 Corinteni, și primul verset acolo, tocmai cum deschis pe dreapta. În 1 Corinteni, da, am gândit că l-aflu așa ușor, dar nu-i tocmai așa ușor cum am crezut. 2 Corinteni 7. Mulțumesc, frate Cornel, ce bine e să ai prieteni care țin cont să te ajute. Mulțumesc. 2 Corinteni, capitolul 7, versul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduință, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Aoleu, trebuie să fim și fricoși. Dar frica de Dumnezeu nu-i ceva rău. Nu că ne temem că ne-a aruncat într-un foc, într-un iad și acolo cineva se va ocupa de noi în etern. Nu frică de acest fel. Citim despre Noe că era un om neprihănit și plin de o teamă sfântă s-a apucat să lucre la corabie. Mai citim încă despre un om care se abătea de la rău și se temea de Dumnezeu. Cine era ăsta? Iov. Adică, când într-o familie soțul și soția se înțeleg bine și sunt credincioși, le frică să nu se strice prietenia aceasta și grijesc unul de altul să aducă acele cuvinte care să le producă bucurie, plăcere de a viețui împreună. Cred că și noi, dacă ne-am angajat să fim copii ai lui Dumnezeu, trebuie să facem plăcere Tatălui nostru. Trebuie să-i facem plăcere, să uite cu drag spre noi și într-o zi să zică și despre noi ca și despre Iov.
ai văzut pe neprihănitul meu Iov? Nu-i niciunul ca el pe pământ. Când va spune așa? Când vom fugi de tot ce este rău și vom căuta ce este bine. Când ne vom teme să păcătuim, abia atunci Dumnezeu se poate lăuda cu noi. Aici vorbește și de mângitura cărnii și a spiritului. Cum e asta? Se poate mânji și spiritul, nu numai carnea? Da, dragii noștri. Carnea noastră păcătoasă, de multe ori, este ispitită să facă păcat. Și știți de ce? Adversarul lui Dumnezeu și al omului e atât de șiret. El știe așa de bine să pună problema între granița păcat și nepăcat, are o radiră foarte bună și atâta șterge el în fața minții noastre și spune, asta nu e așa mare lucru, asta nu e păcat, nici cealaltă, nici cealaltă. Și noi zicem, hai să încercăm, poate nu e păcat. Unde a făcut asta? În Eden. În Eden. Oare? Un pic de îndoială. Oare o zis Dumnezeu? O zis. Nu-i nicio problemă. Ba încă-ți fii mai deștepți. Ia verificați. Și-o reușit. Credeți că astăzi n-are metoda asta? Am mai folosit-o odată. Unde? Ești tu oare într-adevăr Fiul lui Dumnezeu? Ai părăsit gloria din cer, ai venit pe pământ, te-ai făcut om. Acum nu ești cine ai fost. Oare ești tu Fiul lui Dumnezeu? Poate nu ești. Dar dacă ești, ia demonstrează. Fă din pietrele astea pâine. Aoleu, și la Iisus a încercat. Și atunci, astăzi, va încerca la fel. Va încerca la fel. Și chiar va reuși numai un pic de stăm la târg. Adică cum stăm la târg? În mintea noastră vine și ne sugerează. Nu în zadar fratele ne citea de coif. Știți că coiful se poartă pe cap. Și coiful se pune pe cap la cei ce luptau ca să nu intre câte o săjat aici. Că cum a intrat, cum e gata. Omul moare. Coiful mântuirii. Noi suntem răscumpărați al lui Iisus. Și orice săjată vine spre mintea noastră, trebuie rapid, rapid respinsă. Nu stăm la târg, că dacă stăm, am pierdut lupta. De data aceasta, cum zice o învățătură, voi face-o, dar data viitoare n-o s-o fac. O s-o fac și mai ușor a doua oară, dacă lași prima. Așa că puțin aici am vrut doar să amintesc de partea aceasta, mânjitura cărnii. O, dar noi putem să spunem, eu mă sălesc din toate puterile să nu păcătuiesc. Dar am un prieten lângă mine care șchiopătează, să mai îmbată din când în când, mai face una sau alta, poate să mai uită și la femeia altea și mi-e prieten tare bun. Și acum cum să fac? Dacă mi-e prieten, trebuie să dovedesc că-l iubesc și nu-i spun nimic, că mi-e prieten. Sau dacă îi spun, îi spun sub formă de glumă și el zice, a, lasă-mă cu poveștile astea, nu fii exagerat, acum asta este, obișnuiește-te cu mine că sunt așa. Citim ceva în privința aceasta? Un frate mă face atent și eu mă uitam în sus, poate soția care e criticul meu special și tare bine dacă avem. E bine când avem cine ne spune mai tare, mai în jos, mai în dreapta, mai în stânga. Este foarte necesar. Ce ne zice Psalmul 50? Hai să vedem. Aș vrea să citesc. De ce spun aceste lucruri?
Nu spun nimic nou. Tot ce știți voi și ați citit ca mine. Dar așa cum surorile noastre se duc la piață, sosește cu cumpărătura și pune totul acolo și începe după aceea să le adune, să le curăță, să le așeze în oală și până le adună pe toate și când e gata ciorba, zice, ia gustă. Asta e misiunea celor ce sunt aici. Tăteți aici, în Scriptură, noi numai le așezăm lângă o altă și credem că dau gust și dacă dau cuiva gust, înseamnă că Dumnezeu ne-a binecuvântat să prindem lucrurile ca să ajutăm și pe alții să înțeleagă lucrurile. Și uitați ce zice David în Psalmul 50:16. Dumnezeu însă zice celui rău, ce tot înșir tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta. Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvare. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșugul. Stai și vorbești împotriva fratelui tău. Clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut. Și eu am tăcut. Ți-ai închipuit, zice Domnul, că eu sunt ca tine, dar te voi mustra, îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar voi, care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfășiu și să nu fie nimeni să vă scape. Aoleu, e periculos atunci să părtinim păcatul? E foarte periculos. Foarte, foarte periculos, dragii mei. Dar e periculos și atunci când mereu, mereu suntem ispitiți să vedem paiul în ochiul fraților. Și la noi bârna e foarte mare, așa încât agață pe alți frați cu bârna noastră. Ce înseamnă aceasta? Cineva ar putea spune, nu mai vă la nimeni nimic. Că cu ce judecată judeci, cu aceea vei fi judecat. Da, și atunci nu mai judecăm pe nimeni, lăsăm toată judecata în mâna Domnului. Așa ne spune Pavel. Ce ne spune Pavel? Hai să-l ascultăm. Pavel Apostolul ne face atenți. Măi, fraților, nu-i nimeni între voi în stare să judece o situație? Numai tribunalele pot judeca o situație. Nu-i nimeni între voi, nu știți că veți judeca lumea și pe îngeri, cum ne zicea fratele Sandu? Cum adică? Tot Pavel zice, voi să n-aveți nicio legătură cu unul care, măcar că-și zice, frate. Așa stau lucrurile de sever? Să n-ai nicio legătură cu ăla care zice frate și este curvar sau lumesc ca Esau. Înseamnă că e necesar să fim atenți. Nu putem călători oricum. Ne mai spune cineva sau Pavel singur? Citim în epistola lui Iacob, unde ne stă scris, înțelepciunea care vine de sus, de la Dumnezeu, și ajunge aici, întâi îi curată. Ea caută curățenie. Și voi toți care ați citit volumul 6, vă aduceți aminte. Nu poți face pace cu orice preț. Pacea vine după ce-i curățenie. Numai după ce-i curățenie să face pace. Noi suntem responsabili și ce învățăm pe alții și cum trăim noi. Sau mai întâi, cum trăim noi și cum învățăm pe alții. Poate cineva ar spune, fratele Hosu a avut altfel de lecții și acum ne învață niște lucruri de acest fel.
Oare de ce? Poate că și ăstea-s bune. Am aflat scris că apostolul Pavel scria fraților: toată Scriptura este de folos. De ce? Să ne învețe. Înseamnă că avem de învățat. Fratele Cornel ne-a punctat, puțin de tot și mă gândeam, oare numai de a cinea spune dintr-un verset? Și mulțumesc lui Dumnezeu că astăzi am fost aici și dintr-un verset am avut mult de învățat. Mult de tot. Numai aceia care sărași cu Duhul învață. Cine știe toate lucrurile, nu învață. Ăla se duce la adunare și de nu predică-i supărat. Auleu, și așa se poate întâmpla. Se poate întâmpla și asta, dragii mei. Că ăla care de la început a fost de acela care a așezat în mintea oamenilor mândria, să nu credem că pe frații ocolește. Și pe noi ne poate încerca. Tot așa de bine. Tu știi mai bine, tu predici mai bine, tu cânți mai bine, tu te rogi mai bine, tu știi profeții mai bine. Auleu! Să fim atenți. Numai pe umilință e răsplată. Numai aceștia au găsit calea îngustă. Păi da, dacă ești, nu ești mândru un picuț, nu te apreciază lumea. Nu vedeți că în lume foarte repede așează în vârful scării dacă un pic sunt gânfați și mândri. Da, pentru că astăzi asta e firea, asta e lumea. Noi copiii lui Dumnezeu trebuie să fim de o altă nuanță. Învățați de la mine, spunea Iisus, că eu sunt blând și smerit cu inima. Precauția noastră de a ne controla și de a fi atenți, a ne corecta viața, este lucru necesar pentru fiecare din noi. Fiecare din noi greșim, cum zice apostolul, în multe feluri. Dar ori de câte ori venim aici la oglindă, descoperim petele noastre. Și trebuie să ne mai spălăm, încă un pic, încă un pic, și aici, și din coace. Că aici nu ne vedem, dar zice sora sau soția sau fratele, vezi că și aici ai un pic de, trebuie să te mai și acolo. Da, de aceea avem nevoie unii de alții. Am vorbit numai de cel ce murdărește carnea, trupul acesta. Dar asta nu are nici așa nicio făgăduință. Și am zis, ce să grijești atâta de el? Că și dacă păcătești, important e mintea să-ți fie bună și curată. E bine? Apostolul zice, noi purtăm această comoară în aceste vase slabe. Voi face eu din templul acesta ceva păcătos? Nici de cum. Să ne păzească Dumnezeu să fim de aceea care să ne coborâm până acolo, să trăim în păcat voit. De ce am spus acum voit? Putem păcătui fără să ne dăm seama. Și însuși Ioan scrie frumos în epistolă. Măi, fraților, cine zice că n-are păcat? E un mincinos. Dar de ce oare? Niciunul din noi n-avem un corp perfect. Și greșim de multe ori și în multe feluri. Ce să facem? Să ne descurajăm? Nu! Ne ducem la tronul Harului și ne rugăm și ne mărturisim și îi spunem drept. Limba mea m-a băgat astăzi în păcat. Am zis un cuvânt nepotrivit. Am jignit pe cineva. Am gândit greșit. Ochii mei s-au uitat unde tu nu vrei. N-am fost suficient de cuminte. Am intrat acolo într-o discuție care nu mă privea. Și n-am fost suficient de cuminte. Doamne, iartă-mă! Sigur că... Dar tot Ioan în epistola sa ne spune care e diferența
între copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Astea sunt vorbe simple, fraților, dreptui. Nu cred că este vreunul să nu le fi auzit vreodată sau să nu le fi citit. Copiii diavolului păcătuiesc de la început și nu li rușine. Și după ce au făcut legământ, mână înainte. Avea de lucru Pavel cu ăștia? Cum să nu? Profeții mincinoși avea treabă cu ei Pavel prin Corint. Și erau niște apostoli nespus de aleși. Auleu, cum or fi fost aceia? Poate mai mari ca Pavel. Pavel a fost un om cam ca mine, poate și mai mic, nu știu. Nu nici văzut poate așa bine. Nici nu a fost orator mare. Și fratele zice, unde știi? El scrie. Chiar dacă sunt necioplit în vorbire, dar nu și în cunoștință. Cunoștințele lui Pavel ne miră. Cred că mai bine de jumate Noul Testament sunt gândurile apostolului Pavel, sigur că venite de la Domnul prin el. Așa că el a fost unul dintre cei mai binecuvântați apostoli din partea lui Dumnezeu cu o cunoștință specială. Și a fost și pregătit, cum zice fratele, însă pentru că a avut pregătire naturală, o și lăsa Dumnezeu să aibă atâtea fraților, ca să nu se îngânfe niciodată. I-a lăsat un țepuș toată viața lui. Și a vrut să scape și a zis Domnul, nu se poate, Pavele, du-te cu țepușul până în capăt, că ți-am dat harul suficient. Du-te așa cu acest țepuș care l-ai, că tu vei câștiga, vei ajunge binecuvântat dincolo și așa a ajuns. Am vrut să vorbesc un pic de mânjitura Duhului. Cum se poate mânji Duhul? Păi, Duhul minții noastre, care e luminat de Duhul lui Dumnezeu, ajungem să cunoaștem din Scriptură multe lucruri. Dar într-o zi ne gândim, n-am învățat bine, o iau pe altă latură. Coză bine sora, coză bine fratele, că n-o zi bine ălalalt, și încep eu să învăț altfel. Pe mine mă luminează direct Dumnezeu și ce să mai învăț eu de la Cornel sau de la un alt? Am legătura direct cu Domnul, Domnul mă luminează și eu știu toate lucrurile. Da? Oare așa a lucrat Dumnezeu? Cu Pavel a lucrat așa. Dar citim frumos prin Corinteni că Dumnezeu a aranjat în biserică să fie o ordine, să fie acolo apostoli, proroci, evangeliști și așa mai departe, așează pe toți. De ce? În vederea zidirii unii altora. Așa aranja Dumnezeu să nu știe osul toate lucrurile. Să aibă nevoie de fratele Neagomir, de fratele Iosif și de fratele Ion din Mara. Nu uit câteva frumoase discursuri ale fratelui Ion. M-am bucurat. Eram tinerel în credință, dar m-am bucurat să-l aud. Și mă bucur și astăzi că e printre noi. Așa a aranjat Dumnezeu să avem nevoie de frați. De n-avem nevoie de frați, numai de Domnul, s-ar putea întâmpla să rătăcim greu în spiritul înțelegerii noastre. De ce? Un frate a amintit aici că dacă ajungem până la nivelul cunoașterii, ce se poate întâmpla? Să ne îngânfăm. O scris Pavel despre asta? Sigur că o scris. Cunoștința îngânfă. Dar de ajungem până la iubirea față de Domnul, de adevăr și de frați,
și la iubirea cea mai de vârf, agape, adică cu, dăruit cu totul pentru Dumnezeu și adevăr și frați, nu se mai poate apoi să fii amăgit, să fii ispitit că tu ești foarte valoros, foarte bun, știi foarte bine. Spiritul minții noastre, dacă nu-i continuu luminat de Duhul lui Dumnezeu, noi repede putem rătăci. De aceea Pavel scria tesalonicenilor: cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Dureros, odată am spus-o într-o împrejurare, am zis: fraților, mie mi se pare că se cercetează toate lucrurile și păstrăm ce ni s-a părut rău, ca să avem de ce povesti. Auliu, înseamnă că se poate prinde și invers. Aici, acolo, acolo e greșeală, e greșeală, e greșeală. Și atâtea greșeli sunt la Rusel, la ăla, la ăla, la toți sunt greșeli. Și la mine nu-i niciuna. Se poate? Da, foarte ușor se poate. Foarte ușor se poate să greșim în această direcție. Și de nu suntem atenți, Domnul îngăduie asupra noastră să ne ducem într-o direcție greșită. Aceasta înseamnă mânjitura spiritului. Dacă spiritul nostru nu se unește cu spiritul lui Dumnezeu, Pavel scria tot tesalonicenilor, pentru că unii n-au primit dragostea de adevăr. Ce se întâmplă? Dumnezeu le lasă o lucrare de rătăcire. Aoleo, se poate așa? Da, dar El ne-a răscumpărat, El ne-a iubit, El ne-a chemat la Sine, ne-a dat din Duhul Său, da? Și se poate să ne lasă? Da, se poate. Pentru că dacă n-avem dragoste de adevăr, El ne lasă. Să credem orice lucru, orice lucru. De aceea noi trebuie să fim din aceea, cum a zis apostolul, să veghem și să fim treji. Mai zice Pavel apostolul că cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată tot noaptea. Cum e asta? E diferit. Omul beat e diferit de cel ce dorme, da? Omul ce dorme nu știe nimic. Dorme și eventual visează. Dar cel bat, ăla știe ceva. Știe anumite lucruri. Mai spune drept, mai spune o minciună, mai se laudă, mai așa. Oare Scriptura de oameni ăștia de pe stradă, care vedem beți câteodată, ne spune: ori noi, dacă ne-am îmbătat de o teorie tare, tare, și o ținem, frate, 100 să vină să-mi spună, nu mă puteți convinge. Asta am prins-o, asta o țin și mă duc ață înainte. M-am îmbătat. M-am îmbătat. De s-o întâmpla să adorm, îi rând mai iute să mă trezească cineva din somn, și în special Domnul. Dar dacă m-am îmbătat, e greu să ne trezim. Vreau să vă spun, fraților, aici aș vrea să pun punct. Eu cred, fiecare din noi vom veghea să nu ne întovărășim cu ispita care vine să lovească în mintea noastră, dar nici cu acei care trăiesc în păcat. Vă aduceți aminte ce era scris în Vechiul Testament, dacă nevasta care stă la sânul tău îți șoptește și zice: hai să mergem după alți dumnezei pe care nu-i cunoști. Ce zice? Măi, nevasta ta, trebuie să o iubești, mai treci cu vederea, nu spune la nimeni. Da? Nu, tu trebuie să o divulgi pe nevasta ta. De ce? E legea lui Dumnezeu. Adam sărmanul nu a făcut așa. Trecut de partea ei. Dar astăzi la noi ne spune:
nu părtini păcatul nici într-un fel. Și noi, minte naș, ar zice, frate, ce sever e fratele ăsta Hosu. El pare mai blânduc și el vine cu lucruri de astea așa severe. Dar el uită că Iisus, când s-a dus femeia aceea păcătoasă, n-o da cu piatra și el o fă perfect. Și ce i-a lăsat de rușine n-o dat, că ar fi dat rapid. Dar frații mei, hai să stăm un pic să ne gândim. Ce i-o spus la femeie? Să nu mai păcătuiești. Aoleu, Domnul a spus, pune capăt. Dacă un frate o greșit, o greșeală mică, am citit, voi toți ați citit prin volumul 5 ăla vechi, ce trebuie făcut? Una mai mică, treci cu vederea că și tu ai. Dar una mai mare, trebuie mustrat. Așa scrie în Marusel? Nu, dragii mei, Domnul spune în Matei, capitolul 8, 18, dacă fratele tău a păcătuit, tu să mergi să-l mustri. De ce? De ce să-l mustri? Păi nu-i pare lui rău. Se poate întâmpla să-i pară rău, dar nu-i sigur. Dacă-l iubești, îl mustri. Dacă nu-l iubești, nu-l mustra. Și lasă-l să meargă înainte. Ce se întâmplă? El va crește strâmb. Și Domnul într-o zi va cere socoteală, ție sau mie. Ai văzut și n-ai spus. Scrie în Vechiul Testament la cei ce erau pus pe turn că erau responsabili pentru viața celor unde păzea? Da. Este necesar să fim atenți. Domnul ne cere socoteală. Sigur că e dureros când trebuie să ajungi să mustri și mai ales pe un frate mai în vârstă ca tine. E tare greu. Dar trebuie făcut. Mi-aduc aminte de Daniel când un împărat îl cheamă la el și îi spune: uite aici, eu mână pe perete, mi-au scris aici câteva lucruri și nu le pricep niciunul din înțelepți și am auzit că tu ai Duhul Dumnezeilor celor vii și poți tâlcui. Hai, spune-mi. Uite ce îi se dă. Lănțișor de aur, al treilea post în stat, asta. Și Daniel ar fi putut spune: măi, rege, mă, ce să mă prind eu cu el, că ăsta una, două, mă, omoară, mă. Ține-ți darurile pentru tine, nu-mi trebuie niciunul, dar spun tâlcuirea, că e important să știi. Aici scrie cântărit, împărțit și găsit ușor. Dumnezeu te-a cântărit, te-a aflat ușor și s-a sfârșit domnia ta. Ce-a zis împăratul? Aduce-ți repede. Băi, ține-le, că în noaptea asta tu nu mai pe mâine să mă mai pui pe într-un loc în împărăția ta, că nu vei fi aici. Oamenii lui Dumnezeu au avut curaj. Se întâlnește Ilie cu Ahab și ce îi spune Ahab? Tu ești cel ce nenorocești pe Israel. Și ce îi spune? Nu eu. Tu și casa tatălui tău faci pe Israel să fie vinovat înaintea lui Dumnezeu. Păcatele tale au adus o secetă atât de mare încât 3 ani și jumătate să nu mai ploaie. Aoleu, se vede că omul lui Dumnezeu trebuie să fie curajos. Dar acest om curajos, pe când aude că femeia lui Izabela îi spune să mă pedepsească toți zeii, dacă nu voi face și eu cu ele, ce-o fac cu el cu cei 850 de proroci? Ce-o fac cu Ilie? Eu omorâ pe toți, ai de mine, dar nu-o fă milos. Cum de nu-o fă milos, Ilie, mă, cu proroci aceia, mă? F
Fă omul lui Dumnezeu și omorâ pe toți. Păi dacă sunt dușmanii lui Dumnezeu, i-a omorât pe toți. Dar când aude Ilie ce se pune la cale, aule, uită că el e omul lui Dumnezeu, uită că a venit foc din cer și a prins arderea de tot. Așa de puternic foc a fost, că și i-a fost 12 gălezi de apă peste arderea ce o lua foc, o ars arderea, lemnele și apa din șanțuri toată o tras-o sus. Auzi? Și tot poporul strigat, Domnul este Dumnezeu. O uitat Ilie. Și-o luat-o la fugă. Și-o fugit, și-o fugit, și-o fugit. Vedeți că-l văd? Numai praf ieșea după Ilie prin pustie. Că acolo dacă nu plouă, numai praf este. Și când s-a obosit, s-a oprit să doarme sub un enuper. Și vine înger la el și scoală. Băi Ilie, scoală-te. Ce faci aici? Am fost plin de râvnă. Am gândit că fac o reformă mare în Israel și că reușește reforma asta. Și am lucrat cu toată dăruirea și nu a ieșit. Sunt dezamăgit, aș vrea să mor. A, nu, hai mâncă întâi. Mâncă că ai de făcut un drum lung. Încă 40 de zile ai tu de mers până la muntele lui Dumnezeu. Bine zic, până la Horeb. Și mâncat Ilie, s-o pus iar la somn, și când e supărat rău de dormi, mai uzi de supărare. Și când s-o trezit, îngerul iar a fost acolo și eu mai dat de mâncare. Și pe când s-o trezit, o fost curajos. Bă, acum, totuși, Domnul nu m-a părăsit și mă ajută să ajung acolo. Izabela nu o mai ajunge, mă duc la munte și... Dar și acolo tot asta, să plângerea, tot o rămas. A rămas singur. Și n-are rost, Doamne, să mă mai trimiți înapoi. Îs singur. Și Domnul spune, mai am 7.000. Nu fi descurajat, Ilie. Am 7.000 care nu-s de gândul acela. Ce important! Și în epistola lui Iuda ai punctat acolo ceva. Și Ilie era un om supus la acelea slăbiciuni ca și noi. Cum? Mințea, fura, înșela? Nu, dragii mei, departe de Ilie să fie așa. Dar a fost și el supărat odată. Și el s-a așteptat să iasă lucrurile bine și și rău. Și el s-a gândit, de astăzi înainte, Israel tot va chema pe Dumnezeu și toți într-un glas vom cânta și vom lăuda pe Dumnezeu și vom aduce jertfe. Dar nu a fost vreme atunci. Ceasul ăsta s-a dus așa repede. Eu mă gândeam să vă spun și despre visul lui Iosif. Nu a fost vreme. Dar acasă, dacă îl citiți, veți vedea ce frumos spune Iosif la frații lui. Când vă duceți înapoi la tatăl meu, pe drum să nu vă certați. De ce vă spun acest lucru? Fratele Sandu zicea că să încheie adunările astea mai mari. Și eu mă duc câteodată, nu ca Ilie, pe mine mă duce avionul. Și nu Duhul Domnului, dar aș vrea să aud că frații să înțeleg, să iubesc, să respectă, să apreciază. Știți că o căsătorie reușită e aceea unde fiecare își găsește părțile frumoase și le te spune la celălalt. Mă bucur că aici ești așa, aici așa, așa. Acolo călătoria aceea e bună. Așa trebuie să fie și noi. Hai să vedem ce face Pavel când scrie salutările la frați. La fiecare frate pe care îl amintește, îi găsește calități și spune: ăsta a venit la Domnul înainte de mine. Ăsta e prea iubitul Domnului. Și așa mai departe scrie despre fiecare frate și soră. Hai să vedem în mintea noastră cât sunt de valoroși frață, cât de mult muncim pentru ei, cât de mult ne rugăm pentru ei, cât de mult ne dorim să fie curați înaintea Domnului și cu trupul și cu spiritul. Domnul să ne ajute să fim credincioși Domnului, adevărului și fraților. Amin.